conferința de presă, că îl cunoașteți foarte bine pe Liviu Iordănescu, iată 4 goluri. Ați câștigat la o diferență foarte mare în fața pandurilor. Cea mai în formă echipă, spun, nu? Sau cea mai bună da. Echipă? Da. Eu zic că am meritat o victorie muncită, gândită bine, fost inspirați în tot ce am, în alegerile care le-am făcut, în strategia care am făcut-o. Fericiți, pentru că adversarul era foarte bun, periculos, o echipă care știe fotbal, dar și noi cred că am fost puternici. Majoritatea timpului am avut curajul să ne batem cu ei, să ieșim la joc și când am ieșit bine și am făcut-o, am și marcat goluri. Nu ne așteptam la lucrul ăsta, dar e un meci extraordinar făcut de noi și sper să o ținem tot așa. Rezultatul acesta vă dă aripi pentru meciul cu Steaua? Aripi, ne dă încredere, jucătorul, toți oameni suntem, iar când ai reușite, îți vine încrederea, ai mai mult curaj, dar bineînțeles că trebuie să rămâi un jucător disciplinat, să alergi, să fii disponibil la efort, modest și în continuare multă muncă, că altfel se întâmplă ce s-a întâmplat în prima etapă, când nu ești pregătit de acest duel, de această luptă și ești cu mintea în cer, atunci normal că ți se întâmplă lucruri care nu s-au întâmplat. Fix așa, asta spunea Angel Iordănescu, spunea că jucătorii de la Panduri au fost cu capul în noi. Nu, eu nu judec, eu știu pe-ai mei, mi-a fost foarte greu să-i motivez, să capete încrederea care am avut-o în tur, în ultimele meciuri. E bine, o săptămână grea, vă dați seama, CFR, Panduri și Steaua, ce săptămână. Oricum e bine, puncte avem, dar trebuie să muncim până mai departe și să tratăm fiecare meci așa cum am tratat în săptămâna asta fiecare meci. Cum s-a părut golul lui Benzar de pe bancă? Un gol super. Cum s-a părut golul lui Benzar? Dar eu am propria mea filozofie, echipa câștigă meciurile, jucătorul face diferența, deci meci de meci, unul sau altul ies, dacă tu ca echipă joci bine colectiv, e clar că unul sau altul meci de meci o să iasă cu execuție, el face diferența și în bine și în rău, așa că noi am făcut colectiv un meci foarte bun, știam că au talent, mi-ntărește tot ce le-am zis eu lor și ăsta e lucrul, cred eu că capăt și eu încrederea lor, pentru că întăresc tot ce le spun, că am crezut în ei, cred în ei, chiar dacă îi cert, am momente mai când sunt ca un tată mai agresiv, dar agresiv din gură, că m-am învățat să bat cu gura dacă ești, dar o fac pentru ei și mi-ntăresc relația mea cu ei. Sperați o noastră